Acest cutor este foarte ușor de realizat, noi l-am făcut în 3 zile. De obicei este nevoie de oglindă ca să reflecte razele solare și de o formă concavă. Razele solare se focalizează în această oglindă. La mijlocul formei concave, aici se pune o tigaie de culoare închisă sau cel puțin de culoare neagră ca să fie preparată mâncarea sau încălzită. Noi am găsit, era un glob și noi am găsit și am făcut și astea toate de la glob. Aici au pus niște fier și au pus așa cu sârmă. Energia solară este gratuită, trebuie doar captată. Și noi am încercat să captăm această energie și să o utilizăm în viața de zi cu zi, să reducem cheltuielile și în același timp să protejăm și natura.